Салут, приятен. Сент Михай Степанов, кон видео нов, деспре о афачере, деспре каре ам ворбит ин видео пи дата 29 януаре. Мерже ворба деспре рецеаua де джуваире, B2B Jiverly, каре форте актив се дезволта, дин каре кауза я фолосеште метода де краунфандинг. Че инсамна краунфандинг? Кънд я кам промут бани де ла оамени, дин каре мотив pentru asta că se lărgește și investește banii oamenilor, ia de procente. Deci este o rețea reală, în Ucraina sunt deja peste 100 de oficii reale, magazine unde se poate dus de cumpărat aur. Deci ideea care că în acest proiect se poate depus bani la procente și acum este o ofertă foarte bună. Apropo, e că tarea se termină, cine dovedește, deci 8% pe săptămână. Deci eu când am intrat, cu 7,5% am intrat, pe urmă ele au început să mai scadă. Ideea care că când deja se vor dezvolta la maxim, eu am un plan, 400 de magazine se deschidă în diferite țări. Deci sunt 3 țări în care sunt acum cu magazine, este Ucraina de unde au început, pe urmă Rusia, Kazakhstan. Următoarele două țări care deja este hotărâre în martie se deschide Polonia și Kirghizia. De ce vă recomand cineva ca să aibă și în România magazin, să fiți mai activ, să faceți investiții în această afacere și peste o perioadă va fi deschis magazin și în România. Deci trebuie să fie vreo 300-500 de oameni. Deci uitați, 8% pe săptămână se plătește timp de un an. Deci a să investi de pildă $100, se întoarce înapoi 416 săptămânal câte 8%. Deci se plătește săptămânal 52 de săptămâni, mulțim la 8% pe săptămână. Cum am spus, este 416% pe an. Deci este acum o ofertă în perioada din 17 februarie până pe 23 februarie inclusiv pentru achiziționarea unui certificat de argint. Deci argintul este mai scump, procentul în laur este mai mic. Deci cine nu știe ce lucruri de argint poate să iei, eu știu linguri, furculițe, alte lucruri din argint care la biserică, dacă nu greșesc, se folosește argintul pentru sfințirea apei. La multe spitaluri argintul e ca produs de dezinfecție, deci este un lucru care nu e așa de ieftin, dar puteți faceți așa că cumpărați aceste lucruri gratis. Dacă de pildă ați investit de pildă $100, o trecut un an, peste un an de banii acești care ați investit, primiți un certificat care puteți să-l schimbați pe marfă. Deci dacă ați investit în argint, deci marfă din argint, din magazin, din juvaire. Dacă ați luat aur, aur. Deci eu am început cu $50 și am așteptat ca să scot primii bani, să scoate de la $10. Mie pe săptămână mi este $3.50. Deci 3 săptămâni trebuie să aștept. Deci plata se face în 3 zile după ce am comandat-o. Deci eu am comandat plata $10.75. Dacă intrăm la mine în portofel, se vede că au intrat azi $10.75. Deci site-ul plătește în acest moment, nu-i problemă. Unica se lucrează în țările în care nu deschis oficial magazin cu Perfect Money. Cum se deschide magazin, deja se poate lucra și cu cardurile. Deci ei deja fac companie oficial în țara care deschid și deja transferul cu cardul este o leacă mai complicată, trebuie licență, multe lucruri care nu e așa de simplu de făcut. Deci, cum am spus, ei acum deja au rezolvat întrebarea aceasta cu Polonia. În martie se deschide primul magazin. Deci, cine este din București, vă recomand să vă ocupați. Mă contactați dacă doriți. Afacerea este foarte super. Deci, afacere reală. Deci, nu este ceva virtual care se promite oriceva. Cine vrea poate să ducă, dacă este comod, sunt magazine în
Львов, Украина, Черноуц, дичи ла Буковина зоноче. Одеса, партиса, дичи Молдованка, ну есть, но если тем май мике, цара ну пря. Oamenii se ocupă, eu am început să promovez, poate în timpul să fie și în Moldova. Dar mai real cred că România e cam mai mare. Mai mulți oameni acolo se poate găsi, de pildă deodată undeva trebuie să fie 300-500 de oameni. Deci cam atât ce am vrut să spun. Dacă sunt ceva întrebări, mă găsiți după telegramul care este în descriere la acest video, mai des în telegram. Telegramul este securizat, dacă ceva nouă temescă informație o să răzbat undeva, de ce folosesc Telegram? Facebook, alte rețele, este simplu citit de organele de control, așa că vă recomand treptat să treceți în Telegram. Cam atât ce am vrut spun, numai bine.